am decis să pun stiloul în cui și să pornesc prin lume haihui, să spun povești oricui, să ascult copii veseli și triști, să îi mângâi, să îi alin, să ofer dragostea din sufletul plin. Cu aceste versuri în gând, scriitoarea Claudia Groza a venit la Giurgiu în mijlocul elevilor iubitori de povești de la școala numărul 7. Întâlnirea a fost posibilă grație proiectului literar Personaje îndrăgite din lumea poveștilor, derulat de Cenaclul Literar Luceafărul. Profesor de biologie, scriitoarea Claudia Groza iubește copiii și creează pentru ei personaje fermecătoare într-o lume plină de optimism și curaj. Continuăm astăzi aici, la școala numărul 7, proiectul literar inițiat de Cenaclul Literar Luceafărul, intitulat Personaje îndrăgite din lumea poveștilor, cu lansarea unei noi cărți, semnată de scriitoarea Claudia Groza, intitulată Dorințe călătoare, în trei povestioare. Autoarea de cărți pentru copii a lansat volumul Dorințe călătoare în trei povestioare. Fiecare poveste are un personaj pe care îl cunosc în viața de zi cu zi. Fiecare personaj a avut o dorință și fiecare din cele trei personaje a reușit să-și îndeplinească dorințele, visele. Tolba cu povești, Tobias elefanțelul colorat, povești cu pilde pentru copii isteți și Sănătatea la îndemână sunt titlurile altor cărți scrise de Claudia Groza. Elevii giurgiuveni au fost atrași de lumea poveștilor și și-au procurat cel puțin unul din volume cu autograful autoarei.